sunt prioritățile dumneavoastră în calitate de lider al partidului pentru perioada următoare? Sunt două direcții principale. Odată este componenta internă. USR este în acest moment un partid care e în etapa de consolidare și de extindere și atunci prioritatea mea este în mod natural această extindere a partidului, extindere și în ceea ce privește atragerea de noi membri la nivel teritorial, extindere și în ceea ce privește dezvoltarea de structuri, de noi filiale în afară. Noi suntem foarte bine reprezentați în urbanul mare. Suntem cumva percepuți ca fiind un partid urban al persoanelor cu studii superioare. Asta e percepția exterioară. Și atunci, ca și prioritate, am extinderea partidului și în prima fază în zonele urbane ale județelor, care nu sunt municipii, care nu sunt capitale de județ. Asta e primul aspect. O altă direcție este extinderea în a atrage personalități din spațiul public. Pentru că personalități în sens de experți pe domenii. Pentru că noi, în momentul de față, suntem în etapa aceea de consolidare pentru a putea prezenta în perspectivă următorul alegeri o alternativă la ceea ce se întâmplă acum în România, o alternativă la guvernare. Și asta presupune definirea, ori atragerea, ori definirea din interior a unor specialiști pe domenii specifice, agricultură, mediu, economie. Avem pe colegul Claudiu Năsui, care e deja un star în devenire, să spun, pe partea economică, prin intervențiile sale foarte argumentate. Asta e a doua componentă a extinderii. Și evident și extinderea în ceea ce înseamnă mesajele și capacitatea noastră de a ne adresa cetățenilor, pentru că USR este un partid care a venit din stradă. Că este un partid compus în mod literal din oameni care nu au mai făcut politică anterior, din oameni care au intrat în politică pentru că nu se mai poate așa. Deci nu suntem politicieni, suntem mai degrabă profesioniști care au înțeles că trebuie să facă politică pentru că altfel lucrurile nu se pot schimba în România. Și din această perspectivă e important să atragem, să continuăm să atragem profesioniști în cadrul partidului. Ce relație aveți cu fostul premier Dacian Cioloș? În ce măsură mai este acesta un pariu politic viabil? Aș circumstanța răspunsul, finalizând răspunsul la întrebarea anterioară, vorbim de componenta internă extinderea și componenta externă ca și prioritatea mea. Componenta externă aceea de a reuși să facem o opoziție consistentă și coerentă la actuala majoritate și la modul în care PSD înțelege să scoată România din Europa, că asta se întâmplă în aceste zile. Și cumva din această perspectivă, aș răspunde și la întrebarea dumneavoastră legată de colaborarea cu proiectul la România 100, există o colaborare pe proiecte specifice, este proiectul Comisia de Tăiat Hârtii, pe care realizăm împreună USR cu România 100. Este un proiect care va genera, într-o perioadă destul de scurtă, câteva inițiative legislative care își propun să mai reducă, să spun, timpul cetățeanului de sta la poze absurde pentru a obține un timbru sec sau o etichetă pe un dosar. Și această comisie comună, despre care vă spuneam, va genera niște inițiative pe care USR le va depune în Parlament ca și proiect comun România 100 USR. Din orice alte dezvoltări ulterioare le discutăm, analizăm cele mai bune variante pentru colaborare, exact din perspectiva aceasta, și revin acum al priorității externe, de a putea să propunem la următoarele alegeri, când vor fi ele, pentru că la ce se întâmplă aceste zile e clar dacă vom ajunge la alegeri la termen, pentru a putea propune o alternativă cât mai credibilă, cât mai profesionistă și cât mai coerentă pentru România. Și atunci colaborarea cu România 100 este axată pe această direcție, de a analiza cele mai bune alternative pentru următoarea perioadă electorală, până la urmă. Dar cu Partidul Național Liberal, ce relație aveți? Putem vorbi despre o colaborare PNL-USR? Există o colaborare inerentă la nivel parlamentar, firească, care există din momentul în care ne-am intrat în Parlament. Suntem un partid de opoziție. Evident că pentru moțiuni simple sau pentru moțiuni de cenzură e nevoie de semnăturile parlamentarilor din ambele grupuri parlamentare și atunci avem o colaborare colegială, firească, normală pe acest plan. Pe un plan mai îndepărtat al unei perspective de colaborare în alegerilor, nu cred că este deocamdată, este prematur să discutăm de fapt, asta este realitatea. Ambele partide sunt în etapă de consolidare, lucrăm la asta intern, restul suntem colegi de parlament. Diversi analiști vorbeau despre o migrare, să spun așa, din PNL către USR. Ați remarcat dumneavoastră există nume care au venit din PNL în USR?
Asta este mai mult o dezbatere teoretică, la nivel de analist. Nu s-a întâmplat nici într-o direcție, nici în cealaltă, însă nu există nici măcar o persoană și cu timp nu există. Discuție doar teoretică și, într-adevăr, sau, la momentul acesta nu e un subiect actual din niciun punct de vedere, nu există niciun fapt în sensul ăsta. Doar dezbatere de presă care, normal, să existe. Referitor la moțiunea, vorbeam de colaborarea cu PNL, referitor la moțiunea împotriva guvernului, pe cine contați la această moțiune? Sunt doar partidele de opoziție, PNL, noi, PMP-ul anunțat că vor susține și această moțiune și mai sunt o grămadă de, mă rog, semnale individuale din deputați și din, au purtat discuții, de fapt. Asta e realitatea, ca să nu crești cele artificiale, s-au purtat discuții și cu reprezentanți de la UDMR și de la minorități, pot fi și de la actuala majoritate, persoane nemulțumite, vedem că apar diverse voci care continuă să spună că dacă România continuă să fie reprezentată pe plan internațional de o persoană cu probleme penale, orice credibilitate, orice mesaj nu va fi luat în serios. Până la urmă, despre asta vorbim în momentul de față. Prin lege, mă rog, prin ceea ce se întâmplă acum pe legile justiției în Parlament, PSD-ul încearcă să scoată România din Europa. Haideți să ne imaginăm unde am fi fost, și poate asta e sinteza discuției noastre, unde ar fi fost România astăzi, dacă timp de un an de zile guvernul României nu ar fi fost casa de avocatură a domnului Liviu Dragnea. Guvernul României de un an de zile se chinuie să rezolve problemele personale, penale ale domnului Dragnea, în loc să guverneze. Și în această cauză, societatea e în stradă, societatea e în fierbere, sindicatele amenință cu greve, patronatele și angajatorii spun că revoluția fiscală, o altă deviere, să spun așa, nu face decât să adauge o notă de instabilitate uriașă în economie, investițiile străine s-au oprit, toate sub preocuparea reală de a rezolva problema penală a domnului Dragnea, ceea ce nu poate să continue. Asta este și scopul moțiunii de cenzură. Adică, în momentul de față, PSD a arătat, după eșecul guvernului Grindeanu, după ce și-au trântit singur guvernul Grindeanu, după ceea ce a continuat să facă și acest nou guvern, PSD a arătat că nu este în realitate capabil să guverneze România, sau de fapt nu e preocupat să guverneze pentru România, ci pentru a rezolva problemele penale a unei găști, de fapt, de persoane care, în loc să-și asume responsabilitatea faptelor și să meargă să-și clarifice problemele penale, indiferent care sunt acestea, preferă să târască tot statul cu un mesaj foarte toxic pentru Europa. Deci percepția generală în Europa este că România a făcut pași înapoi. MCV-ul, mecanismul de cooperare și verificare de zile trecute, tocmai asta spune. Anul 2017 a fost un an de uriași pași înapoi în ceea ce părea să fie o direcție bună pe care România se angajase. Iată că doar în câteva luni, și poate este un element important pentru cei care urmăresc această emisiune, faptul că ai obținut niște drepturi și niște lucruri par clare, nu e un element definitiv. Întotdeauna pot fi date înapoi, întotdeauna drepturile pot fi pierdute, întotdeauna stabilitatea se poate risipi și asta ne se întâmplă, din păcate, de câteva luni în România. Pe fondul acestor probleme evidente, existente în coaliția de guvernare, vă așteptați să existe nemulțumiți din PSD, alte care să voteze moțiunea? Noi avem această speranță și cumva e o încredere în decență și normalitate. Adică, în momentul de față, PSD face scut nu în jurul unui principiu, nu în jurul unei viziuni de dezvoltare a României, ceea ce ar trebui să fie de înțeles și normal. Face scut în jurul unei găști penale. Despre asta e vorba. Și nu toți, sau vreau să spun chiar puțini din PSD sunt în această situație, iar ceilalți, care sunt oameni, unii dintre ei venind chiar cu bună credință în acest mecanism democratic numit Parlament, ar trebui să își asume și pe ei contând de fapt, să-și asume responsabilitatea unui eșec major pe care varianta de guvernare Dragnea Tudose îl furnizea de România. Vorbeați din nou și despre alegeri. La alegerile prezidențiale din 2019, pe cine va susține USR? Evident că la momentul acesta, perspectiva e una îndepărtată, dar ceea ce am declarat și anterior, USR este un partid care vrea să conteze în România. Și în această perspectivă va analiza care e cea mai bună poziționare. Președintele Iohannis este în momentul de față unul dintre puținele bastioane de susținere a statului de drept din România. Și atunci, fie în turul 2, fie poate chiar în turul 1, depinde de momentul concret de la momentul alegerilor,
va beneficia și de susținerea noastră. O să discutăm un partid dacă vom avea candidat independent, asta am spus, e perspectiva firească a unui partid care vrea să existe, dar analiza și decizia finală va fi luată în momentul respectiv în funcție de tot contextul politic în care ne vom afla. S-a aruncat în spațiu public și informația potrivit care ar exista o colaborare, să spun așa, între USR și SRI. De unde credeți că au apărut aceste zvonuri despre o posibilă colaborare? Ea nu e, evident că e un, nu e nicio realitate aici, dar îndrăznesc să speculez că probabil obișnuința generală este ca în politică să fie un nivel minim sau redus de competență. Și în momentul în care USR a propus în spațiu public profesioniști, oameni cu cariere solide în spate, a apărut ceva care trebuie să fi fost aranjat de altcineva. Adică e neîncrederea faptul că societatea din România poate să aducă în sfera politică și profesioniști și persoane care n-au probleme penale, persoane care nu sunt cu nazul de amante sau argați de casă ai unora sau altora, persoane care chiar vor să schimbe România, vor să salveze România, cum avem noi numele partidului. Și probabil această prezență inedită pentru spațiul politic românesc a generat fel de presupuneri în acestea fantasmagorice despre forțe oculte care vor să... Am văzut că chiar doamna Pipidi afirma din contextul unei discuții personale cu unul dintre liderii noștri, domnul Cristian Ghinea, și în acest context probabil că s-a exprimat în acest sens, dar din nou, sunt pure speculații nesusținute de nicio realitate, nici factuală, nici... Vorbeați de dosare penale. Ce vă spune cele trei capete de acuzare la DNA, la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea? Acest faimos dosar Teldru. Vorbim despre grup infracțional organizat, fapte de fraudă cu fonduri europene și două fapte de abuz în serviciu. Știu dosarul, nu o să intru în analiza lor. Sunt convins că în perioada următoare vom avea deliciul de presă al evoluției acestui proces și acestui caz. Ceea ce însă este foarte important pentru România și pentru cetățenii României este înțelegerea faptului că atâta timp cât domnul Dragnea continuă să rămână președinte al Camerei Deputaților, continuă să rămână liderul partidului care conduce România, pentru că despre asta vorbim, orice demers, chiar cu note de corectitudine, pentru că, într-adevăr, în reforma justiției sunt unele elemente care trebuie realizate, dar ele sunt acoperite, sunt sufocate de intențiile explicite de dezincriminare, într-un fel sau altul, a domnului Dragnea. Faptul că, iată, apare un nou dosar care arată că acest lider vremelnic, ca să fiu elegant, este o persoană cu multe probleme penale, nu face decât să anuleze orice credibilitate pe care statul român o are. Deci, în momentul de față, România este târâtă afară din Europa și este decredibilizată pe plan internațional prin strict această situație particulară. Orice demers ar face PSD-ul, orice soluție magică ar găsi, nu va avea credibilitate și susține, tocmai din faptul că toată lumea va spune Dragnea încearcă să-și rezolve problema. Și din această perspectivă este o miză pentru PSD să soluționeze acest conflict major în care se află cu societatea. Cât timp este domnul Dragnea conduce acest partid, este percepția o șleactă de hoți condusă de un condamnat penal, distrug țara. Indiferent ce ar face. Deci, nu spun că sunt numai lucrurile sau numai lucrurile. Indiferent ce ar face, percepția este asta. Și o chestiune de percepție nu poate fi schimbată decât prin rezolvarea problemei. Și în situația asta ne aflăm, de fapt. Aceste capete de acuzare nu fac decât să confirme că, într-adevăr, domnul Dragnea este departe de a fi de a avea credibilitatea morală, de a putea în continuare să fie în funcție pe care deține. Atât de simplu este. Cum vedeți faptul că ei au anunțat că vor organiza manifestații de susținere față de guvern și față de liderul? Bine, este o mișcare de PR. Am văzut că nu s-a prea întâmplat. De fapt, organizarea acestor manifestații de susținere nu e prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Ne amintim că și la ordonanța 13, domnul Dragnea spunea că primește, și Cotin Ștefănescu spuneau că primesc mii de telefoane din țară, de oameni entuziași să vină, să susțină. Ei nu au existat nicăieri, adică a fost telefoane imaginare, probabil. Adică, în realitate, nu a existat nicio inițiativă cetățenească de hai să susținem un guvern care tocmai dezincriminează abuzul în serviciu, de exemplu, sau care tocmai spală niște penale. Nu există asta, pentru că, în realitate, niciun cetățean nu este din casă pentru așa ceva. Un lucru foarte simplu.
Cetățenii ies însă din casă atunci când realizează că statul pe care îl credeau democratic și pro-european tinde să se îndrepte spre variante gen Turcia sau Rusia. Pentru că de asta au de fapt oamenii stat, pentru că vor o țară ca afară, dar afară se referă la Europa, nu la zonele estice autoritare, totalitare pe care există în acest moment. Referitor la actuala guvernare, cum vi se pare revoluția fiscală a tandemului Mihai Tudose Mișa? Este un nou gambling pentru ceea ce a făcut PSD de la începutul anului. Focusul fiind pe justiție, toate celelalte elemente de reformă, să spun așa, au fost de fapt niște încercări, să ne amintim split TVA-ul, mereu schimbarea de plafoane, taxa aceea de solidaritate, respinsă impozitarea în gospodările țărănești, mă rog, preluate și de alte într-o formă mai largă cu impozitarea lor de sub găină. Toate astea sunt de fapt un joc al incompetenței, pentru că ce s-a întâmplat, ce se întâmplă zilele acestea, ne-am primit ordonanța de săptămâna trecută, prin care se modifică legea dialogului social, prin care este drept obligatorie negocierea pentru modificarea contractelor de muncă. Pentru că, în realitate, în mediul privat, această normă prin care sunt mutate contribuțiile de la angajator la angajat, nu există nicio pârghie prin care mediul privat să și schimbe aceste contracte. Și, în realitate, salariile vor scădea. E un fapt foarte clar. Chiar azi dimineață discutam cu niște angajați din companii mari naționale, din primele 5 companii din lume, unde managementul respectiv a spus ok, dar deja rămâne o margine care poate să devină profit. Micșorăm salariul tuturor, nu aveți unde să plecați toți. Adică e un efect implicit al faptului că mediul privat nu poate fi obligat să schimbe contractele. E un principiu general de business. Și atunci, ceea ce s-a încercat săptămâna trecută, acea obligativitate de a negocia, de a obliga toți angajatorii să negocieze cu angajații, iar acolo unde nu există sindicat, ideea absurdă că se ia un alt sindicat de ramură și vine și negociază. Și dacă ai sub 20 de angajați, că acolo era obligativitatea să ai un sindicat, dacă ai sub 20 de angajați, va veni cineva la tine în firmă să discute între tine și angajatul tău. N-are nicio legătură cu vreo realitate din piață. Adică astea sunt soluții imaginate la nivel de funcționari care n-au lucrat o zi în mediul privat. Cam asta e competența soluțiilor propuse. Adică ideea că într-o firmă, cum probabil sunteți și voi, cu 7, 8, adică structuri antreprenoriale de genul acesta, câțiva oameni care lucrează împreună și produc plus valoare societății, ideea că vine cineva și vine un sindicat de pe stradă și negociază între angajatorul vostru și voi, e absurdă. Adică nu o să funcționeze niciun film. E ceva, e un principiu teoretic care ori o să fie bifat, ori o să fie ignorat. O să fie artificial. Deci nu ai cum să mergi în firma unui om care și-a creat o poveste acolo și are și să-i zici, haide să vă arăt cum să faceți contractele. Eu vine în mediul antreprenorial. Până acum, un an jumate, n-am nicio legătură cu politica. Și de asta vă spun, genul ăsta de abordare, cu toți antreprenorii care am discutat, au izbucnit în râs. Adică n-are nicio legătură cu realitatea. Ce ar trebui să înțeleagă contribuabilul obișnuit din noile prevederi fiscal-bugetare? Vorbeați din euro, să scadă salariile. Există un risc semnificativ că salariile nu vor crește. Deci din artificiul ăsta, din, mă rog, folosesc și o termenul sopăială, că a făcut carieră, să spun așa, din tot acest artificiu, nu există o creștere a salariului pentru nimeni. Există însă un risc major de scădere. Pentru că soluțiile pe care le va găsi patronatul, mai ales în companiile mari, nu va fi neapărat aceea de a reface toate contractele de muncă, făcând acte adiționale și introducând contribuțiile foste ale angajatorului în nou brut. Vor găsi diverse indemnizații de compensare, mecanisme, care, pe de o parte, nu se iau în calcul la pensie, și deci beneficiul ăla teoretic, domne, aveți puncte mai să calculează, e fals. Pentru că dacă dai indemnizații să compensezi diferența aceasta ca să-și păstrezi omul netul, ăla nu se ia în calcul. Și mult discutând acum și urmărind discuțiile care au loc la nivelul discuțiilor sindicale, deci vorbesc de companiile mari, spre această direcție se merge. Niciuna dintre companiile mari n-au anunțat că fac acte adiționale cu toți angajații ca să le introducă acea contribuție în brut. Ceea ce ne arată că, de fapt, guvernul nu poate să oblige mediul privat să respecte această cerință artificială a lor. Ok, se va respecta legea, vor fi mutate contribuțiile, dar mutarea contribuțiilor va mări procentul din brut omului. Și atunci va fi o scădere pe net, care va fi compensată sau nu de angajator și ține strict de cum se cădenia lui. Atât. Și în momentul în care ține strict de cum se cădenia lui,
angajatorul va analiza contextul pieței, pentru că dacă, gândiți-vă că sunt zone rurale sau pentru unde oamenii n-au unde să plece decât acolo. Și cum ce obligație să zic? Ok, am respectat legea, mai scos alea un pic, n-am văzut explicație. Adică ideea asta că toată lumea entuziasmă că aia ce idee bună a avut guvernul Tudose, hai să facem acte adiționale să mărim toate salariile, că suntem toți băieți, funcționează poate într-o piață concurențială în București, unde pierd scannerii, să zicem, dau un exemplu ipotetic, sau mă rog, într-o piață foarte concurențială, dar în zonele economice unde nu există concurență și unde n-ai unde să pleci, ești fix la mâna angajatorului prin acest mecanism social-democrat. Ce credeți că s-ar putea ascunde în spatele acestui mecanism social-democrat? Chiar nu știu. Adică e o întrebare la care, pe care am adresat-o și în conferința de presă a Uniunii Salvați România, majorității și guvernului. De ce tot acest spectacol, în afară de ideea că se generează percepția că au crescut salariile cu 25%, adică eu refuz să cred că actualul guvern consideră românii atât de proști, încât mutându-le niște contribuții de la angajator la angajat și modificând poate o parte din contracte, să spun, uite, v-au crescut salariile. Nu primiți niciun leu în plus, dar pe hârtie aveți salarii mai mari. Nu cred că dacă acesta e mesajul, e foarte trist, înseamnă un dispreț profund și complet pentru societate. Dincolo de asta, aștept în continuare răspunsul la întrebarea de ce tot acest uriaș efort, această reformă fiscală, adică de beneficii, nu le explică nimeni și nu le vedem. Că în afară de o instabilitate și de o dezordine înfiorătoare în tot ceea ce înseamnă structura pieței muncii, e total neclar care ar fi beneficiile în condițiile în care contribuția la pilonul 2 de pensii, ca să zici că ar fi o asigurare de viitor, s-a diminuat acum. Adică știți că acum la 3,7. Ceea ce face, de fapt, să alocăm bani anul exact pentru cheltuielile curente, adâncind riscul de a rămâne fără resurse la fondul de pensii în anii următori. Adică pensiile noastre sunt din ce în ce mai înceață și mai inexistente ale celor active acum. Se vorbește și despre o economie înfloritoare, să spun așa. De ce nu le simte românul această creștere economică în buzunar? Pentru că aceste creștere înfloritoare bazate pe consum, deci nu este o creștere sustenabilă care să-și genereze plus valoare, e legată strict de consum. Creșterea care a existat în sectorul public a generat apetența pentru cumpărături mai multe și de aici această aparentă creștere, adică aparentă. Anunțată chiar de pe vremea lui Victor Ponta, dacă mi-amintesc bine. Da, această creștere nominală, să spun așa, nu se reflectă pentru că creșterile, dezvoltarea, creșterea economică a generat dezvoltare este aceea generată de investiții, care presupune de muncă productivitate mai mare, elemente de genul acesta. Nu e cazul. Vorbim de o creștere bază strict pe consum, să cheltuie niște bani pe care nu-i avem, că de asta ne-a crescut și deficitul. Și asta e foarte important, pentru că ai creștere economică, ar trebui să-ți scadă deficitul. Dar noi a crescut și deficitul tocmai pentru că e o creștere bazată strict pe consum și pe nimic altceva. Referitor la raportul MCV, presupun că ați citit concluziile raportului. Ce semnale de alarmă? Ce putem înțelege, practic, din concluziile? În momentul în care, în limbaj diplomatic, Comisia Europeană spune, ne exprimăm îngrijorarea, suntem preocupați, pentru că ăștia suntem folosiți, traducerea sau subtextul pentru cetățenii care nu vor să vorbească neapărat în limbaj diplomatic este, ați dat-o de grad cu justiția în acest moment. Despre asta vorbim. Adică MCV-ul nu face decât să confirme ceea ce USR, Uniunea Salvați România, spune de mai multe luni de zile și opoziția spune de mai multe luni de zile, că această reformă a justiției, această modificare a legilor justiției, nu este făcută pentru a ne alinia la un act de justiție mai bun sau pentru a realiza un act de justiție mai bun în societate, ci este făcută strict pentru a rezolva niște probleme penale ale actualei majorități, a domnului Dragnea în particular și ale colegilor dânsului. Și cât timp ei rămân în aceste poziții, chiar dacă în legile justiției există și elemente necesare a fi introduse legate de decizia ale Curții Constituționale, credibilitatea și acceptarea lor de către sistem este minimă. Și vedem reacții fără precedent, adică sunt 4.000 de magistrați care au semnat individual că aceste modificări nu sunt în favoarea sistemului juridic sau pentru consolidarea lui sau creșterea calității actului de justiție. Vedem asociațiile profesionale, de magistrați, de procurori, care transmit aceste mesaje, CSM-ul, deci pozițiile de acolo. Adică toate avizele sunt negative și totuși se insistă în a spune acesta este lucru pozitiv pentru justiție. Nu e adevărat.
vorbim strict de un interes personal de rezolvare a unor persoane cu probleme penale. Asta e realitatea foarte simplă, pe care cetățenii, ieșind în stradă, acest mesaj îl transmit și ei. Eșuează Tudorel Toader ca lider al Ministerului Justiției? E foarte delicat acum de răspuns la întrebarea asta ce se va întâmpla, pentru că ține de, odată, de ce se va întâmpla în Parlament în săptămâna următoare și în următoare două săptămâni cu aceste legi ale justiției. Vedem că domnul Toader a fost destul de abil să nu inițieze el aceste modificări, pentru că sunt niște cartofi opăriți și au fost lăsate să pară așa că sunt o inițiativă a unor băieți din Parlament. De ce credeți că a preferat această mișcare? De tripleta Șerban Nicolae, Nicolicea Iotache, care sunt cozile de topor ale acestui plan al domnului Dragnea de a transforma justiția într-un serviciu de casă al PSD-ului. Și, evident, domnul Toader, fiind și un profesionist al dreptului, dincolo de poziția politică pe care are acum, a înțeles că pentru el asumarea, ca și Ministerul Justiției, unui astfel de demers, ar fi însemnat sfârșitul oricărei credibilități profesionale. Așa, dându-o în Parlament, domnul Iordache, nu e caz să vorbim de credibilitate profesională, la fel nici Șerban Nicolae, domnul Nicolici, adică au fost folosite niște, cum spuneam, instrumentele de serviciu ale PSD-ului, astfel încât domnul Toader a înțeles că nu e caz să-și asume o porcărie juridică care e desfășurată în acest moment, o porcărie de modificare a administrației justiției juridice. Domnule Barna, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă, ori de câte ori mai avem subiecte de dezvoltat. Vă mulțumesc și eu.